Suntem din nou în casa Domnului la o părtășie și astăzi vom vorbi prin harul său tocmai despre fericirea părtășiilor sfinte. Am văzut că există o fericire adevărată a mântuirii, a salvării. Apoi am vorbit în lecția anterioară despre fericirea împlinirii Cuvântului Dumnezeu, observând că toată Scriptura, toate cerințele divine au unic scop fericirea noastră. Deci Dumnezeu nu doar că vrea să ne salveze, vrea să ne salveze pentru a ne ferici. Și astăzi vom vedea că cel mai frumos este atunci când suntem în prezența lui Dumnezeu. Părtășiile sfinte conțin toate întâlnirile la care este chemat și prezent Domnul. Scriptura îl numește pe el singurul fericit, cu adevărat, și când suntem în prezența lui ne inundă și pe noi fericirea. Psalmistul spunea, David în Psalmul 34:8, gustați și vedeți ce bun este Domnul. Și Domnul Hristos spunea, Matei 18:20, că unde sunt doi sau trei adunați în numele Lui, El este prezent. Asta înseamnă că de la minima părtășie, părtășie înseamnă cel puțin doi, să fie comunicare, dialog, Domnul se prezintă. Așa cum avem noi frumoasa cântare, doi sau trei în Sfântul nume, când se vor uni. Asta o avem pe baza făgăduințelor Lui. De asemenea, vom observa în această seară că părtășiile fără Domnul sunt o stare anormală. Este ca și cum ai avea pui fără cloșcă, cum ai avea copii mici fără mamă, ca și cum ar fi soția părăsită de soț sau invers. Ba mai mult, este o stare ilegală. Pentru că noi suntem pe proprietatea lui Dumnezeu, tot ceea ce avem este al Lui, El dorește binele nostru și noi să dorim absența Lui. E mai mult decât un paradox. Spune Scriptura în cartea profetului Maleahi, capitolul 3, de la versetul 14, a zis, degeaba slujim lui Dumnezeu și ce am câștigat dacă am păzit poruncile Lui și am umblat triști înaintea Domnului oștirilor. Acum fericim pe cei trufași, da, celor răi le merge bine, da, ei ispitesc pe Dumnezeu și scapă. Iată aparenta fericire pe care vrem să o surprindem pentru a putea avea parte de adevărata fericire, nu de o aparentă fericire. Atunci cei ce se tem de Domnul au vorbit adesea unul cu altul, asta înseamnă că au avut părtășie. Domnul a luat aminte la lucrul acesta și a ascultat. Și o carte de aducere a minte a fost scrisă înaintea lui pentru cei ce se tem de Domnul și cinstesc numele Lui, adică îl cheamă la acea părtășie, este una în numele Domnului. Ei vor fi ai mei, zice Domnul oștirilor, îmi vor fi o comoară deosebită în ziua pe care o pregătesc eu, voi avea milă de ei, cu mare milă un om de fiul său care îi slujește. Așadar, fie ca părtășiile noastre să fie toate în numele Domnului, și să ne putem bucura cu adevărat de prezența Lui. Dacă nu e așa, este o nebunie și vorba înțeleptului unui nebun nu îi șade bine să trăiască în desfătări. Vom observa ca și în lecțiile anterioare, mai întâi, fericirea părtășilor lumești și profane, amintindu-le evident doar întreagăt, nu vom studia cu deamănuntul ceea ce nu merită, le vom aminti doar ca să știm să ne ferim de ele și să vorbim celor care cred că gustându-le au ajuns la fericire. E ca și în povestea aceea cu viermele în rădăcina de hrean. El nu știe că este ceva mai bun, mai dulce. Știm că suntem înconjurați de o lume care este atrasă și dorește distracții. Cât mai multe zile de sărbătoare, cu întâlniri, observați în lumea aceasta cât de apreciate sunt starurile din muzică, din filme, pentru că aceștia le creează oamenilor senzații, că oamenii doresc să aibă astfel de ocazii, fie determinate de zile, să zicem, începând cu ziua de naștere, zilele localității și fel de fel de sărbători care se derulează într-un an de zile. Ocazii de petrecere în timpul liber cu lucruri fără valoare, dacă stăm să ne gândim ce încântă pe ei
cu ce se îndeletnicesc. Băutură, dans, râs, glume, ce pot să aibă mai mult de atât. Spune Scriptura în cartea profetului Isaia, capitolul 58, avertizând poporul lui Dumnezeu să nu-și petreacă timpul liber atras de aceste aparente fericiri. Sabatul era sărbătoarea cea mai frecventă și aici, printre altele, le se spune, în finalul versetului, neîndelenicindu-te cu treburile tale, să iei pauză de la muncă și nededându-te la flecării, lucruri fără valoare. Tot în privința aceasta și foarte categoric se exprimă Apostolul Petru, 1 Petru, capitolul 4, făcând diferența dintre cei de afară, între care au fost și unii dintre noi, cei care nu au fost născuți în familie de credincioși, și starea de acum sau starea credincioșilor. 1 Petru, capitolul 4, citim de la versetul 3. Ajunge, în adevăr, când strecut ați făcut voia neamurilor. Ați trăit în desfrânări, în pofte, în beții, în ospeți, în chefuri și în slujiri idolești neîngăduite. De aceea se miră ei că nu mă alergați împreună cu ei la același potop de desfrâu și mă batjocoresc. De ce se miră? De ce batjocoresc? Pentru că lor li se pare că noi pierdem și au ei mai bun. Că într-adevăr mai bun de atâta n-au, vorba lui Solomon din Cartea Eclesiastă. Să mănânci omul să bea cu altceva cu ce s-ar putea lăuda. Așadar, vieții oameni în scurta viață ce le-a rânduit-o Dumnezeu vor să guste pe cât se poate fericire, bucurie, distracții. Mai mult decât atât, tocmai datorită nevoilor omului de fericire, pe lângă aceste aspecte pur umane, să le spunem, diavolul a creat și anumite slujiri idolești, care vor să dea omului senzații mai tari și în același timp să îi liniștească fiecăruia conștiința, în ideea că se distrează, dar de fapt o face împreună cu Dumnezeul său, împăcându-și sufletul și trupul deopotrivă. Ba mai mult, la aceste slujiri idolești se încearcă și îmbunirea divinității, pentru că în general zeitățile sunt cunoscute ca și unele care pedepsesc. De ce de-a lungul vremii oamenii au adus ofrande la idol? Ca să nu fie pedepsiți. Ca să nu fie loviți de Domnul cu urgii naturale, de exemplu, sau să nu fie zdrobiți prin războaie. Dar din exemplele ce voi arăta din Biblie, observăm că aceste jertfe pentru divinitate, de regulă, erau urmate de distracții în care închinătorii se dovedeau a fi niște păcătoși. Voiau să aibă și ei bucurie. Observați cum diavolul le falsifică. Noi venim aici la adunare să mulțumim Domnului, dar în același timp o face să ne bucurăm. Ceva asemănător vrea și diavolul să creeze prin tot ceea ce ține de domeniul religios, ocult, în funcție de religiozitatea fiecăruia. Să ne amintim de momentul ultimele zile a lui Samson, Cartea Judecător, capitolul 16. Domnitorii filistenilor au avut mulți ani probleme cu el, știți că el a fost judecător în Israel 20 de ani, și la sfârșit, după ce l-au prins, ce și-au dorit? Să organizeze o distracție în care să mulțumească și zeităților, în același timp să se bucure și ei. Judecător, capitolul 16, citim de la versetul 24. Și când l-a văzut poporul acea distracție, a zis: Dumnezeu nostru a dat în mâinile noastre pe vrăjmașul nostru. În bucuria inimilor au zis: chemați pe Samson să ne desfăteze. Simțeau nevoia să fie împliniți, să se desfăteze. Nu le era destul cât mâncau și beau și împlinirea lor sufletească, în sfârșit au fost și ei victorioși. A avut ceva în plus, pentru că asta este setea celor ce nu sunt de fapt niciodată împliniți. Bucuria lor n-a ținut mult, s-a sfârșit prin mulți morți și cu siguranță și mulți accidentați. Și de bună seamă că atunci nu erau atâția chirurgi și au rămas cu multe handicapuri. Un alt exemplu este în cartea profetului Daniel, capitolul 5, când din nou este
a arătat aici un ospăț unde oamenii au încercat să se distreze, părtășii lumești și profane în același timp. Spune Cartea Sfântă, Daniel capitolul 1, citim de la versetul 1, împăratul Belșațar a făcut un mare ospăț celor 1000 de mai mare lui și a băut vin înaintea lor. Și în cheful vinului a poruncit să aducă vasele de aur și de argint pe care luase tatăl său Nebucadnețar din templul de Ierusalim ca să bea cu el împăratul și mai mare lui nevestele țiitoarele lui. Versetul 4. Au băut vin și au lăudat pe Dumnezeii de aur, de argint, de aramă, de fier, de lemn și de piatră. Pentru că atât puteau să facă. Să chefuiască ei și idolii lor. Cu alte cuvinte, oamenii și toată cohorta demonică să se distreze. Mă aduc încă o referință din cartea profetului Ieremia, capitolul 44. Versetul 17, unde observăm ceva ce se petrecea în Israel la nivel de familie. Pentru că pe lângă aceste sărbători unde se adună întreaga comunitate, oamenii își doresc acasă. De ce toți oamenii seara deschid televizorul sau peste zi vor și să se distreze? De ce telefonează sau se întâlnesc sau bețivi stau la un pahar? Vor să guste fericire. Și scrie aici că au răspuns acele femei din Israel, versetul 17, ci voim să facem cum am spus cu gura noastră și anume, să aducem tămâie împărătesei cerurilor, să-i turnăm jertfe de băutură, cum am făcut noi și părinții noștri, împărații noștri, căpetenii noastre, în cetății lui Iuda și în ulții Ierusalimului. Atunci aveam pâine și ne săturam, eram fericiți și nu treceam prin nici o nenorocire. Și justifică ele acest comportament de distracție și în același timp idolatru. N-au înțeles că Dumnezeu n-a fost grabnic să-i pedepsească. Ei slujeau la idol și încă Dumnezeu îi lăsase să se bucure. A venit vremea când s-a terminat cu fericirea lor. Să nu uităm și de acel moment din pustie care a fost condamnat prompt de Dumnezeu. De altfel, toate exemplele ce le-am dat până aici atestă faptul că fericirea lor n-a ținut mult. Să mai amintim încă un exemplu care trebuie să ne dea de gândit, 1 Corinteni 11. Că ce am spus până aici are de-a face cu cei de afară. Dar să știți că ne prinde vraja și pe noi. Recent îmi spunea cineva că încet, încet se calungesc mesele și la nunțile pocăiților. N-ar fi o problemă dacă s-ar lungi cu ceva bun. Numai că se lungesc cu ceva ce este din ce în ce mai asemănător cu ceea ce este în lume. Dacă s-ar lungi slujba de la adunare sau cântările și relatarea lucrărilor sfinte ar fi foarte bine. Spune aici 1 Corinteni 11, citiți de la versetul 17, vă dau aceste învățături, dar nu vă laud, pentru că atunci când vă adunați la oaltă, nu vă adunați ca să o faceți mai bun, ci ca să o faceți mai răi. Auzi, adunare, ca oamenii să plece mai răi acasă. De ce? Citim de la versetul 20. Când vă adunați, dar în același loc, nici cu putință să mâncați cina Domnului. Adică n-aveau drept la acea adevărată părtășie cu Domnul. Pentru că, așa cum am spus, la început toate trebuie să fie în numele Lui. Dar de ce? Fiindcă atunci când stați la masă, fiecare se grăbește și ia cina adusă de el înainte altuia, așa că unul este flământ, altul este beat. Ce, n-aveți case? Pentru ca să mâncați, să veți acolo sau disprețiți biserica lui Dumnezeu și vreți să faceți de rușine pe cei ce n-au nimic, ce să vă zic, să vă laud în privința aceasta? Nu vă laud. Și apostolul condamnă și amintește mai târziu pedepsele de condamnare care au venit și din partea Domnului datorită faptului că aveau părtășii nesfinte pentru ei. Bucuria era să mănânce și să bea ceva asemănător ca și cei de afară. Un ultim aspect mai amintesc, legat de aceste fericiri lumești și profane, aceste stări sau chiar momente de fericire le-am putea numi, plăcerea de o clipă a păcatului, sunt foarte efemere și adesea iluzorii. Nu doar că trec repede, dar de fapt nici nu sunt consistente în fericire. Vă citesc din cartea Iov,
unde în discuțiile despre ce ar trebui să facă omul în viață, de ce Dumnezeu binecuvintează sau pedepsește, au luat în calcul diferite situații ale oamenilor. Iov, capitolul 8, vă citesc de la versetul 11. Crește papura fără baltă, crește trestia fără umezeală? E specificul acestor plante. Da, dar zice, fiind încă verde și fără să se taie, ea se usucă mai repede decât toate ierburile. Așa se întâmplă tuturor celor ce uită pe Dumnezeu și nădejdea celui nelejuit va pieri. Versetul 19. Iată, așa sunt desfătările pe care aduce căile vieții lui. Apoi, din același pământ, adică el moare, răsar alții după el și gustă și această efemeră fericire. Tot Iov, capitolul 21. Citim de la versetul 12. Își petrec zilele în fericire și se pogoară într-o clipă în locuința morților. Și totuși zicea lui Dumnezeu, pleacă de la noi, nu voim să cunoaștem căile tale. Cântă în sunet de tobă, de arfe, se desfătează cu sunete de caval. Iată ce au, dar totul se sfârșește cu o moarte. Uneori prematură, dar și dacă e la vreme, tot curmă timpuriu această distracție. Mai adaug o referință din Isaia, capitolul 24, pentru că din nou vreau să punctez în final, cum am făcut-o și în cazul exemplelor, ce s-a întâmplat în poporul lui Dumnezeu, ca să ne ferim de aceste riscuri. Isaia 24, versetul 8. A încetat desfătarea timpanilor, s-a sfârșit veselia gălăjoasă, a dus bucuria arfei. Nu se mai cântă când se bea vin și băuturile tale se apară amare celor ce le beau. Cetatea pustie este dărâmată, toate casele sunt închise, nu mai intră nimeni în ele. Nu tot așa însă este și cu cei credincioși. Scrie de la versetul 14, ceilalți însă, care vor mai rămânea, își înalță glasul scos strigăte de veselie de pe țărmurile mării, laudă măreția Domnului. Proslăviți dar pe Domnul locurile unde strălucește lumina, lăudați numele Domnului Dumnezeului Israel în ostroavele mării. De la margine pământului auzim cântând, slavă celui neprihănit, dar ei zic, sunt pierdut, sunt pierdut, vai de mine. Jefuitorii jefuiesc, jefuitorii se înverșunează la jaf. Groaza, groapa și lațul vin peste tine, locuitor al țării. De ce? Pentru că s-au distrat fără Domnul. Și asta s-a sfârșit așa subit ca viața unora care mănâncă și beau prea mult. Îi lăsăm deoparte, au amintit doar așa cum o face și Biblia, ca să pună o avertizare, cum cred că va fi și imaginea iadului pentru veșnicie, așa cum scrie în Isaia 66, că cei mântuiți vor vedea, simbolic vorbind, dar așa cum a văzut și Avram și Lazar pe bogat, situația celor pierduți, ca să știe toți pentru eternitate să nu mai comită această greșeală de a trăi fără Dumnezeu. Vreau să ne oprim și să observăm fericirea părtășiilor sfinte. În primul rând, să știm că Dumnezeu de la creație a sponsorizat, zis așa, prin lege și apoi prin binecuvântarea care a dat-o pământului, zile de părtășie pentru poporul său. Încă de la început a stabilit sabatul. Apoi, prin lege, a stabilit mai multe sărbători de-a lungul anului, toate cu scopul părtășiei. Și Dumnezeu se angaja să nu fie omul în pagubă, să ofere mană în ziua a șasea, bucate destule, grâne, în anul al șaselea, pentru ca în ziua a șaptea, în anul al șaptea și cu ocazia altor sărbători, ei să se poată bucura. Interesant este că prima sărbătoare din an era sărbătoarea întristării. Și apoi toate celelalte erau sărbători ale bucuriei. Pentru că Dumnezeu voia să-i facă să nu uite că i-a scos din întristarea Egiptului și voia să-i ducă în fericirea țării Canaanului. Asta valabil pentru anul religios, începând cu Paștele, continuând apoi cu sărbătoarea Cinzecimii, și la fel de valabil cu anul civil, luna a șaptea. Era mai întâi, după ce se suna cu trâmbița în ziua întâi, în ziua 10 era sărbătoarea ispășirii, atunci toată lumea trebuia să smerească, să postească și apoi
urma sărbătoarea corturilor, în care toți trebuiau să se adune și să se bucure. Dumnezeu știa această nevoie a omului, de aceea și oferit zile. Nu cei răi, nu diavolul a fost cu ideea sărbătorilor, a zilelor sfinte. Ceilalți doar au copiat modelul divin și au schimbat conținutul acelor părtășii. Să citim câteva referințe din Scriptură, Cartea de Deuteronom, capitolul 16. Aici sunt enumerate câteva din sărbători, sunt prezentate mai pe larg în Levitic 23, dar vreau să citesc de aici doar aspectele legate de bucurie, de desfătare, de fericire. Versetul 9. Să numeri 7 săptămâni, de când vei începe seceratul grâului, să începi să numeri 7 săptămâni. Apoi să prăjnuiești sărbătoarea săptămânilor și să aduci darul de bunăvoie după binecuvântarea pe care ți-o va da Domnul Dumnezeul tău. Să te bucuri înaintea Domnului Dumnezeului tău, în locul pe care îl va alege Domnul Dumnezeul tău ca să locuiască numele Lui acolo, tu, fiul tău, fiica ta, robul tău, roaba ta, levitul care va fi în cetățile tale și străinul, orfanul și văduva care vor fi în mijlocul tău. Adică să nu lipsească nimeni de la părtășie, ca toți să se poată bucura. Asta a intenționat Dumnezeu pentru poporul său. Iată ce scrie despre cealaltă sărbătoare importantă, versetul 13, să prăznuiesc sărbătoarea corturilor 7 zile după ce îți vei strânge roadele din are și din teasc. Să te bucuri la sărbătoarea aceasta tu, fiul tău, fiica ta, robul tău, roba ta și levitul, străinul, orfanul și văduva care vor fi în cetățile tale. Să prăznuiești sărbătoarea 7 zile în cinstea Domnului Dumnezeul tău, în locul pe care îl va alege El, căci Domnul te va binecuvânta în toate rodurile tale, în tot lucrul mâinilor tale, de aceea să fii vesel. Vrea Dumnezeu să ne bucurăm? Da. O bucurie cu toți, o bucurie sfântă, o bucurie reală, mulțumindu-i pentru tot ceea ce El ne dă. Legat de această sărbătoare, vreau să vă citesc din cartea Nemia, capitolul 8, unde Ezra, acel om care a studiat Scriptura și a vrut să fie aplicată întocmai, când evreii s-au întristat la sărbătoarea corturilor, le-a spus: astăzi nu-i voie să ne vă necăjiți. Asta e sărbătoare de bucurie. Nemia 8 cu 9. Dregătorul Nemia, preotul și cărturarul Ezra și leviții, care învățau pe poporului: ziua aceasta este închinată Domnului Dumnezeului vostru, să vă nu băbociți, să nu plângeți, că și tot poporul plângea când a auzit cuvintele legii. El a zis: duceți-vă și mâncați cărnul grase, beți băuturi dulci și trimiteți câte o parte și celor ce n-au pregătit, că ziua aceasta este închinată Domnului Dumnezeului nostru, nu vă mâgniți, căci bucuria Domnului va fi tăria voastră. Tăceți, că ziua aceasta este sfântă, nu vă mâgniți. Și au făcut cortul și scrie aici în finalul versetului 17 și a fost o foarte mare veselie. Iată cum Dumnezeu vrea să ne bucurăm la aceste părtășii. Și Pavel, fiindcă se bucura mult de părtășia cu filipenii, tot mereu le scrie în acea epistolă: bucurați-vă, și iar zic, bucurați-vă. Pentru că Dumnezeu vrea ca părtășiile noastre să fie pline de har și de bucurie. Doamne, fă așa să fie fiecare slujbă de la adunare. Vă citesc și din cartea profetului Isaia, capitolul 56 și 58. Pentru a vedea că Dumnezeu a remintit prin profeți menirea acestor zile. Mai întâi 56:2. Ferice de omul care face lucrul acesta și de fiul omului care rămâne statornic în el, păzind sabatul ca să nu-l pângărească și stăpânindu-și mâna ca să nu facă nici un rău. 58:13. Dacă îți vei opri piciorul în ziua sabatului, ca să nu-ți faci gusturile tale în ziua mea cea sfântă, dacă sabatul va fi desfătarea ta. Deci evreii au înțeles greșit gândindu-se că Dumnezeu a stabilit sabatul, dacă ai căzut în șansă, nu te scoli. Și dacă a dat un bolovan peste tine și totuși nu mori, să rămâi acolo până a doua zi, că nu-i voie să miște lucrurile. N-a fost stabilit ca lucrurile să stea nemișcate și ca oamenii să se bucure. Spunea Domnul Hristos: sabatul a fost făcut pentru om, nu omul pentru sabat. În ce sens a fost făcut? În sensul bucuriei, a desfătării, a ceea ce citim aici. Dacă sabatul va fi desfătarea ta ca să-L sfințești pe Domnul, slăvindu-L, și dacă îl vei cinsti neurmând căile tale,
neîndelicindu cu treburile tale și nedându-le la flecării, atunci te vei putea desfăta în Domnul, în acest timp. Și eu te voi sui pe înălțimile țării, te voi face să te bucuri de moștenirea tatălui tău Iacov, căci gura Domnului a vorbit. Și asta a fost așadar intenția divină, să ofere timp pentru părtășii sfinte. Și cei ce nu-și fac timp de aceste părtășii sfinte, zici că i-a pedepsit faraon să muncească. Că numai el a zis, ce vă arde de sărbători și de timp pus deoparte pentru Domnul. Da, Dumnezeu a rânduit aceasta. Cum scrie și în Psalmul 81, el a rânduit sărbătoarea aceasta pentru Iosif atunci când l-a scos și i-a dus ca să aibă un timp special cu Domnul. În al doilea rând, în descrierea acestor părtășii sfinte, vreau să observăm că prezența la casa Domnului oferă multiple motive de fericire. Să ne amintim de ceea ce este scris în Psalm și vom vedea ce intenție a avut Dumnezeu cu privire la adunare, de ce a constituit-o. Duminică dimineața eram în adunarea din Bivolărie, județul Suceava, și lângă mine s-a așezat fratele Mitric, un frate de 83 de ani, prezbiter la vremea lui, și spune, frate, așa mi-e de drag adunarea, dar acum respir greu de la inimă, am probleme de sănătate, mă aduc băieții. Zice el, prima dată am intrat în adunare în 1956, am fost 6 copii acasă și părinții au început să meargă la adunare. Și într-o zi de Paște, așa a dat Dumnezeu, ne-a lovit un somn pe toți noi, am vrut noaptea să mergem să ne distrăm, cum obișnuiau tinerii după obiceiuri. Când ne-am trezit și părinții și noi, era soarele sus. Măi, am scăpat sărbătoarea învierii, dar lor nu le-ar dea de gândul învierii, ci de distracții respective. Ce-i de făcut? Părinții au zis, noi mergem la adunare. După ce au plecat părinții la adunare, s-au înțeles și, hai să mergem și noi, să-i scuturăm o leacă pe pocăiți, să nu-i atragă pe părinții noștri acolo, că se botează. S-au dus toți șase, s-au pus pe o bancă, la odică se gândeau și să acționeze într-un mod brutal, dar frații, cu liniște, i-au invitat mai în față și zice, așa ne-au despărțit, de n-a mai rămas doi pe o bancă. Dar zice, nu s-a încheiat ora de rugăciune și au început să curgă niște descoperiri sfinte, niște valuri de bucurie în adunare și eu am început să plâng. Și am zis, dacă așa e la pocăiți, eu aici rămân. Pentru că fericirea adunării trebuie să inunde pe cei ce se duc acolo, dacă este Domnul prezent în acea lucrare, slăvit să-i fie numele. Și au rămas părinții și cei 6 copii, toți cei 8 s-au pocăit în duminica aceea. Și spunea fratele, de atunci, tot cu drag vin la adunare. Îmi povestea, printre altele, de un moment, la câteva săptămâni după ce s-au pocăit, zice el, nu prea știam noi să ne rugăm, aveam doar câteva săptămâni de mers la pocăiți. Dar a venit o altă familie de frați la noi, era duminica pe la ora 2. Și ne-am pus să ne rugăm. Și s-au rugat până seara. Zicea, dar de unde am avut cuvinte, că noi nu știam să ne rugăm. Dragii mei, când e bucurie, când e fericire, nu trebuie să copiez cuvinte. Că vine acest izvor al bucuriei și te inundă. Doamne, lasă-l să curgă și peste noi. Vreau să vă citesc acele versete frumoase din Cartea Psalmilor. Începem cu 23, care exprimă fericirea ce o gusteau oamenii lui Dumnezeu și dorința lor de a fi prezenți la casa Domnului. 23:6. Da, fericirea și îndurarea mă vor însoți în toate zilele vieții mele. Cum pot să fie fericit un om toată viața? Voi locui în casa Domnului până la sfârșitul zilor mele. Iată secretul. 27, întoarcem pagina, versetul 4. Un lucru cer de la Domnul și îl doresc fierbinte. Aș vrea să locuiesc toată viața mea în casa Domnului ca să privesc frumusețea Domnului și să mă minunez de templul Lui. Psalmul 65, versetul 4. Același David exprimă fericirea și este posibilă pentru toți. Ferice de cel pe care îl alegi tu și pe care îl primești înaintea ta ca să locuiască în curțile tale, ne vom sătura de binecuvântarea casei tale, de sfințenia templului tău. Spuneam că la adunare avem motive multiple de fericire. Scrie în Psalmul 84, de exemplu, cât de plăcute sunt locașurile tale, Doamnelor, știrilor,
Sufletul meu suspină, stânjește dor după curțile Domnului, inima și carnea mea strie către Dumnezeul cel viu. Ah, altarele tale, Doamne, oștirilor, împăratul meu și Dumnezeul meu, fericit de cei ce locuiesc în casa ta, căci tot mai pot să te laud. Iată un motiv. Și ai bucurie, ești fericit când îl lauzi pe Domnul. Cum cei de afară nu sunt fericiți în felul lor când își laudă favoritul, actorul lor sau echipa lor de sport. Dacă Dumnezeu a creat omul să fie fericit, dar Dumnezeu ne dă fericire mult mai mare. Apoi, un alt motiv, fericit ce spun tăria în tine. Adunare, Dumnezeu te încurajează, primești încredințări puternice, asigurări. Să ne amintim de Asaf, care spunea în Psalmul 73 că era foarte apăsat și îi se părea la un moment dat că oare nu se bucură mai mult cei de afară. Nu că n-a văzut el harul Domnului, că zice la început, bun este Domnul cu Israel, cu cei ce inima curată, totuși era să mi se îndoaie piciorul, era să-mi alunece pași. Poate pe tinerii prinde vraja asta, dar și pe alții mai târziu. Și după ce enumeră distracțiile celor de afară, de exemplu versetul 8, râs, vorbesc cu răutate și înalță gura până la cerul, limba le cutreieră pământul, fără Dumnezeu, versetul 12, așa sunt cei totdeauna fericiți, auzi? Și i s-a părut la un moment dat că fericirea e undeva în afara zidurilor adunării. Dar nota el de la versetul 16, m-am gândit la aceste lucruri ca să le pricep, dar zadarnică mi-a fost ruda, până ce am intrat în sfântul locaș al lui Dumnezeu și am luat seama la soarta de la urma celor răi. Și apoi când îi descrie, zice de la versetul 19, sunt pierduți, prăpădiți printr-un sfârșit năprasnic, ca un vis la deșteptare, așa le lepe schipul, Doamne, la deșteptarea ta. E normal, unde-i Macedon, unde-i Napoleon, unde-i toți actorii, unde-i? La coșul de gunoi? Nu, mult mai grav. E la foc, în așteptare, în gherle, cum spune Isaia 24, de unde am citit adineaori. Și apoi spune despre el peste 23, însă eu sunt totdeauna cu tine. Tu m-ai apucat de mâna dreaptă, îmi vei călăuzi cu sfatul tău, apoi mă vei primi în slavă. Versetul 26, carnea și inima pot să mi se prăpădească, fiindcă Dumnezeu va fi pururea stânca inimii mele și partea mea de moștenire. Căci iată că cei ce se departează de tine pierd, ei n-au viitor. Tu nimicești pe toți cei ce sunt necredincioși, cât pentru mine, fericirea mea este să mă apropiu de Dumnezeu. Pe Dumnezeu îl fac locul meu de adăpost ca să povestesc toate lucrările tale. Deci când cineva este la marginea adunării și aude de afară senzații de fericire, să știe că nu într afară trebuie să se îndrepte, ci să se apropie mai mult de Domnul ca să guste cu adevărat fericire. Domnul să-i cerceteze pe cei ce stau în cumpănă și să-i umplă de adevărata fericire. Fericirea părtășilor sfinte este dată de prezența Domnului și a sfinților. Și unde Domnul și sfinții, aici este înțelepciune mai multă ca în lume, aici sunt virtuții sfinte și calități minunate. Cei de afară te trag pe sfoară, vor să se bucure într-un mod egoist. Aici sunt oameni altruiști care iubesc, oameni buni, un Dumnezeu care face totul spre fericirea noastră. Deci noi aici ne bucurăm de o fericire sigură, și la cote mult mai înalte, pentru că există condiții mult mai propice, mai favorabile. Iată ce dulce și ce plăcut e să locuiască frații împreună. Știți ce a exclamat împărăteasa din Seba când a ajuns la Ierusalim, la Solomon? Ferici de oamenii care stau înaintea ta. A binecuvântat pe Dumnezeu. Parcă și-ar fi dorit să renunțe la postul ei de regină în Seba și să vină să se angajeze la curtea lui Solomon. N-a spus, când a ajuns să guste cu adevărat, mai fericiți suntem noi în țara noastră, să vii Solomon, să ne faci o vizită, să vezi ce e la noi. N-a avut îndrăzneala să spună asta, că și-a dat seama. Era o femeie înțeleaptă. Când a urmărit toate lucrurile, ea printre altele a apreciat fericirea celor ce stau în preajma lui Solomon datorită cuvintelor care le aud din gura lui. Da, noi aici în adunare auzim cuvinte din cer, aici sunt mângâieri, sunt împliniri, bucurii, pentru că există un mediu care ne poate da această satisfacție. Iată ce scria David în Psalmul 16,
versetul 2. Eu zic Domnului, Tu ești Domnul meu, Tu ești singura mea fericire. Adică David n-aștepta să actualizez puțin situația, să se termine slujba de la adunare, să meargă acasă, să vadă un meci sau să spună o glumă, să se distreze. Sfinții care sunt în țară, oamenii evlavioși, sunt toată plăcerea mea. Fericirea e suficient de mare în compania sfinților. Idolii se mulțesc, oamenii arăgă după Dumnezeii străini, dar eu n-adu jertfelor de sânge și nu pun numele lor pe buzele mele. Scrie el și în Psalmul 101, pe cel ce clevetește sau încearcă să-mi creeze alte senzații de bucurie, nici nu-l las lângă mine. I-am depărtat. Domnul este partea mea de moștenire și paharul meu, Tu mi-ndrept sorțul meu, o moștenire plăcută mi-a căzut la sorți, o frumoasă moșie mi-a fost dată. Versetul 11. În viața ta cărarea vieții, înaintea feții tale sunt bucurii nespuse și desfătări veșnice în dreapta ta. Slăvit să fie Domnul, care poate cu adevărat să ne dea bucurie în aceste părtășii sfinte. De ce credeți că biserica de la început stăruia în învățătura frățoșilor, apostolilor și în legătura frățească? Pentru că aveau bucurie. Le-au făcut apostole orar? Toți împreună erau nelipsiți de la templu. Era obligatoriu? Nu, se bucurau, aveau fericire. Este cunoscut faptul că în istorie, atunci când au fost treziri spirituale, s-au închis localurile de distracție. Că oamenii nu mai găseau plăcere acolo. Și căutau fața Domnului. Nu neapărat că au fost pedepse, cataclisme sau alte lovituri divine, amenințări, ca pentru cei din Ninive. Nu, au fost cercetați și au văzut că este mult mai bine în prezența lui Dumnezeu. Rămâne tot în psalm pentru a citi din 122, unde tot David, acest om după inima lui Dumnezeu, a zis: mă bucur când mi-e zice, haidem la casa Domnului. Dar de ce? Care erau motivele bucuriei lui? Acolo se suie semințiile Domnului, ei laudă numele Domnului, acolo sunt frații mei, acolo sunt prietenii mei. Astea sunt motive pentru care zice în versetul 7, din pricina casei Domnului Dumnezeu nostru, fac urări pentru fericirea ta. Frați și surori, să știți, fiecare să-și aducă aportul ca în adunare să nu fie nicio întristare. Să știți că Dumnezeu pedepsește și comite o mare greșeală cel ce strică fericirea din adunare. De aceea noi trebuie să fim atenți prin tot ceea ce facem. Începând cu salutul care îl dăm din curtea adunării cu vreun frate sau o soră care ne întâlnim. Felul în care cântăm sau slujim. Privirea care o acordăm celorlalți. Ca să înțelegem cu adevărat că Dumnezeu a vrut să avem adunare ca noi să avem părtășii sfinte. Să avem părtășie cu El și să avem părtășie cu frații. Iată ce scria Ioan în întâia sa epistolă, capitolul 1. Știți că El este recunoscut pentru dragostea pe care o prezintă. Dar dragostea asta se vede în părtășii. 1 Ioan, capitolul 1, citim de la versetul 3. Deci ce am văzut și am auzit, aceea o vestim și vouă. Cu ce scop? Ca și voi să aveți părtășie cu noi. Și părtășia noastră este cu Tatăl și cu Fiul Său, Iisus Hristos. Și vă scriem acest lucru pentru ca bucuria voastră să fie deplină. Versetul 6. Dacă zicem că avem părtășie cu El și umblăm în întuneric, mințim și nu trăim adevărul. Dar dacă umblăm în lumină, după cum El însuși este în lumină, avem părtășie unii cu alții. Și Sângele Iisus Hristos, Fiul Lui, deci dacă chiar mai greșim, neintenționat, ne curățește de orice păcat. Mergem într-o parte în alta, ne întâlnim cu frați și ne bucurăm de parcă am fost totdeauna împreună. Asta este una din culmele fericirii adunărilor. Alta este faptul că ne întâlnim cu frații de o, zis așa, de mii de ori, care suntem din aceeași adunare. Și de fiecare dată e bine. Pentru că Dumnezeu a vrut ca noi să fim fericiți la aceste părtășii. O singură atenționare aș avea aici. Manifestarea la aceste părtășii, bucuria sfântă care trebuie să o însoțească în prezența lui Dumnezeu, trebuie să se manifeste într-un mod care să ne dovedească apartenența la Dumnezeu și natura noastră sfântă. Avem voie să strigăm, evident, nu răutăcios, avem voie să plângem și normal să o facem uneori,
să ne ridicăm mâinile? Dar vă întreb, de exemplu, este normal ce se întâmplă în tabăra carismatică, să cadă pe spate, să se miște într-un mod dezacordat, să danseze, să țopăie? Și unii vor găsi referințe în psalm. E părtășie, e bucurie. A recomandat Dumnezeu să se întâmple așa ceva la templu? Nu. Asta o făceau ei având de-a face cu frontul eventual, cu bătăliile. Să nu uităm că atunci li se permitea să omoare. Dar Dumnezeu nu a recomandat așa ceva la templu. Părtășiile de la templu erau cu alte manifestări. De exemplu, când au pus împărat, strigau, se cutremura pământul, un tabăr, de asemenea. Dar amintiți-vă că atunci când David a jucat și au făcut cum au vrut ei, odată n-a fost bine într-un fel, odată n-a fost bine pe când s-a dus acasă. Că manifestările au fost cam ieșite din comun, am spune. Vedeți că aceste forme de manifestări în părtășiile sfinte ne bat la porți. Să le acceptăm. Evident, ele sunt pe fondul unei muzici care îi provoacă la așa ceva. A unor stări de spiritualitate scăzute. Aici vreau să vă citesc o referință din Ezra, capitolul 4, ca să vedeți manifestări diferite, dar reale, sincere. Este scris despre momentul în care s-au pus temeliile celui de-al doilea templu, care era mult mai sărăcăcios decât primul, și bătrânii care au cunoscut splendoarea templului Solomon au fost surprinși într-un mod trist. Și scrie în Ezra, citim Ezra 3, de la versetul 12, dar mulți din preoții și leviții și din capii de familie mai în vârstă care văzuseră casa din tâi plângeau tare când se puneau sub ochii lor temeliile casei acesteia, mulți alții și arătau bucuria prin strigăte. Probabil ei doar auziseră că a fost un templu și acum vedeau și ei că se ridică unul. Așa încât nu se putea deosebi glasul strigătului de bucurie de glasul plânsetului poporului, căci poporul scotea mari strigăte că o sunet se auzea de departe. Da, aș spune că a fost ceva natural. Dar când s-au sculat cei ce au confecționat vițelul de aur, după ce au mâncat, s-au sculat să joace, a plăcut Domnului? N-a plăcut. Și l-a trimis pe Moise imediat să le întrerupă această stare. Vă mai citesc doar din Psalmul 100 referitor la aceste manifestări și fie ca să luăm aminte, pentru că de fapt care cred că este cheia controlărilor? Dimensiunea fizică trebuie să se subordoneze dimensiunii sufletești. Eu accept să bați din palme. Dacă a venit Duhul peste tine și este o manifestare duhovnicească. Dar când te-a pus să bați din palme așa, ca pe stadion, în ideea că poate vine Duhul după aceea, asta nu e în regulă. Nu accept să încerc să țopăi la gândul că te isui mai sus. Dar au fost situații când i-a luat Duhul și i-a ridicat de la podea asta. Da, este altceva. Când Duhul controlează trupul, manifestările sunt în acord cu voia Dumnezeu și sunt naturale. Dar când trupul încearcă să dea imbolduri Duhului, aici, când începem de jos în sus, nu este normal, trebuie de sus în jos. Adică de la Dumnezeu și prin Duhul să se derulează aceste lucrări. Psalmul 100, strigați de bucurie către Domnul toți locuitorii pământului. Slujiți Domnului cu bucurie, veniți cu veselie înaintea Lui. Intrați cu laude pe porțile Lui, intrați cu cântări în curțile Lui. Deci astea sunt manifestările. Strigăm lăudat să fie Domnul, aleluia, amin, cântăm și dacă Duhul ne face să ne mișcăm într-un mod în care și trupul să aibă anumite mișcări, asta da, dar asta va fi atât de armonios și atât de bine sincronizat cu tot ceea ce se întâmplă, încât nu este nimic de condamnat. Așadar, să nu uităm, spun în încheiere, Dumnezeu ne-a creat momente de părtășie, ele trebuie să consume în mod special la casa Domnului, aici, în prezența frățietății. Avem atâtea motive să fim fericiți.
dar să fim atenți cum ne manifestăm această fericire. În final, amintesc faptul că fiecare alege pentru sine la ce părtășii va lua parte și de aici rezultă de ce fericiri va avea parte. În Psalmul 1 este scris despre două categorii de oameni. Unii aleg să meargă la sfatul celor răi, se duc pe calea celor păcătoși, se așează pe scaunul celor batjocoritori și asta e fericirea lor. Și scrie aici în versetul 6, calea păcătoșilor duce la pieire. Alții, versetul 2, își găsesc plăcerea în legea Domnului și zi și noapte sunt pasionați de lucrurile sfinte. Ei au alt viitor, sunt ca un pom să din un izvor de apă. Ei nu se ofilesc, ci îl se ofilez repede, că vine prăpădul, pustirea. De aici în versetul 4, nu e așa cu cei răi, ei sunt ca pleava pe care o spulberă vântul. Deci noi alegem. Cunosc o familie care actualmente este la Roma, sunt originar din Făgăraș. Sora avea un unchi credincios și în tinerețe s-a îmbolnăvit grav, boala ar fi condus în scurtă vreme la moarte, medicii nu-i dădeau mari șanse de supraviețuire, fiind fată de lume, avea un așa zis prieten, un băiat. Dar în nevoia aceasta de boală, s-a dus la adunare, Dumnezeu a cercetat-o, s-a îndurat de ea, a vindecat-o și acum băiatul a fost pus într-o postură ciudată. Ce face? Mai e prieten cu ea? Nu mai e. Ea a început să-și schimbe stările de fericire. El, când a aflat doar că e bolnav, a zis că mai stă cu ea până moare, apoi așa ca să nu fie tristă. După aceea își găsește el alta. Acum a văzut că nu mai moare, și pocăiește, nu mai știa ce să facă. Și a rugat-o să mai meargă cu el odată la o întâlnire cu niște prieteni, a fost o serbare, ceva, o colegi de muncă, o colegi de școală, nu mai știu exact. Și a insistat, ea încă n-avea suficientă tărie spirituală, s-a dus, deși i-a spus nu mai dansează, nu mai avea, a stat undeva acolo la o masă, puțin. El nu a dansat, a vorbit cu unul, a glumit, a băut și la un moment dat vine, se pune lângă și zice, hai să plecăm. Și până să stea el de vorbă cu ea, vine un altul și spune, ce cu tine? Plec. De ce? Cine te-a supărat? Și zice, mă, voi nu înțelegeți. Ce să înțelegem? Asta e fericire? Uite, ne bem bani, uite, ăsta dansează cu aia, dar de fapt îl trăiește cu cealaltă, uite, ea doi vorbesc, dar de fapt se clevetesc. Măi, dimineața suntem toți buimași de cap, fără bani, cu vise urâte, cu amintiri de care ne rușine, mă duc la pocăiți. Doar n-ai nebunit. Eu am mai fost acolo, dar nu mi-am dat seama. Acum pricep că adevărata fericire nu-i aici, e dincolo. Și s-au dus. Și azi sunt o familie credincioasă. I-am întâlnit și anul acesta, de atunci sunt mai mult de 10 ani și se bucură în Domnul că au înțeles că adevăratele fericiri nu sunt la părtășiile celor de afară sau după modelul celor de afară, ci împreună cu Domnul. Și în ultim aspect amintesc, aceste părtășii de care noi ne bucurăm aici vor continua în împărăția lui Dumnezeu. La o cotă mult mai mare, cum spunea Ioan în 1:9, eu părtaș cu voi la necaz și la împărăție. Asta e frumos. Sau spune Pavel, 1 Corinteni 1:9, credincios este Dumnezeu care v-a chemat la părtășia cu Fiul Său. Ori această părtășie acum e doar în numele Lui, dar vine vremea când va fi în prezența Lui. Doamne, dă-ne harul să înțelegem și să gustăm din plin aceste părtășii sfinte și să nu participăm sub nicio formă la părtășiile de afară, că prietenia cu lumea prășmășie cu Dumnezeu. Duhul Dumnezeu ne vrea cu gelozie pentru sine. N-ar fi normal pentru o nevastă să mai ai părtășie cu un alt bărbat, că viața de familie o împlinește pe deplin. Cu cât mai mult ne împlinește pe noi Domnul, mirele nostru, slăvit să fie în veci. Amin.